Salut! Și bine v-am găsit la un nou episod în care plec în Valencia, da. Gen, plec în Valencia, în Spania, 4 zile. O să fac daily vlog dacă reușesc daily vlog. Acum aștept taxiul, o să mă duc la aeroport. Este ora 6:15 și trebuie să ajung, adică la 8:30, ceva de genul, e decolarea. O să ajung cam târziu, dar da. Și se pune ploaia. Dar nu uitați să apăsați butonul de like. Și de când în când mai dau băgase la ai mei. Întorc acolo unde m-am călit cu frate mei. Întorc acolo unde mama mea și tatăl meu. Când odată simt doar să mă întorc în cartier. Și de când în când mai dau băgase la ai mei. Întorc acolo unde m-am călit cu frate mei. Întorc acolo unde mama mea și tatăl meu. Când odată simt doar să mă întorc în cartier. Am ajuns la aeroport. Îl aștept pe vorul meu Albert, ăla micu, dacă îl știți pe vorul meu Albert, e ok. Îl aștept și vedem ce se mai întâmplă. El este Albert și merge să nu luăm suc pentru că jos nu au suc. Prima oară când zbor cu avionul și în gen ne-au controlat la sânge, cum s-ar zice așa, ce zici, mă? Ți-a plăcut? Apăsați pe butonul de like neapărat. Riască liniștea să nu o deranjăm, iar ea sub pe hartă, unii rup din plantă, alții se joacă numai cu zăpadă și unii băieți ca mine rubitul, bă tată, ca o poveste o grămadă. Am lângă mine o fată și altă care mă așteaptă acasă caldă. Vara corpul joacă veste, nu știe unde să se împartă. Sunt doar un băiat trecut prin viață, poate că și de aia nu rezonăm. Am și arde golan 28 de ani și mă uit spre stele ca un campion. Poate par nebun, dar-s nebunul bun, fiindcă am multă pe umer, știi ce spun de asta din când în când mai dau pe și de când în când mai dau băgase la ai mei. Întorc acolo unde m-am călit cu frate mei. Întorc acolo unde mama mea și tatăl meu. Când odată simt doar să mă întorc în cartier. Și de când în când mai dau băgase la ai mei. Întorc acolo unde m-am călit cu frate mei. Întorc acolo unde mama mea și tatăl meu. Când odată simt doar să mă întorc în cartier. Ue, hai, mei. Uite! Îți dădui în nas. Cu aparatul se văzut pe cameră, nu mai minți, te mușcași tu. Te mușcași tu. Nu mă mușcai tu. Îți dădui în nas, se văzut pe cameră. Pe Albert îți doare urechea. Băieți, oficial mă doare urechea rău de tot. Pe mine mă doare foarte rău capul, pentru că acum aterizăm. Și... da, și mă rog. Oscar y nos hemos comenzado ya el descenso final, asegúrense que tienen el cinturón abrochado, las ventanas subidas y las mesas plegadas. A partir de este momento el uso del baño, así como andar por la cabina, ya no quedará más permitido y por último recuerden a que... S-au luat pe curile. Și pe mine mă dur acum am două urechile. Ce? Mă dur am două urechile. Foarte rău. Și pe orașul. Ești prost? Deci am ajuns practic în Valencia. Ce faci, Albert? Cum a fost? Bă, la sfârșit m-a durut capul de m-am spart. Și pe mine urechile foarte tare. Ăștia i-au murit urechile. Cred că nu m-au deloc, dar nu mă interesează. În bine, a fost nice morul. Ia acum ăștia un taxi spre hotel, pentru că am ieșit afară și o să vedem ce o să fac în continuare. Nu știu, dar cred că asta a fost tot daily vlog-ul de azi, adică o să mai ajung la hotel și o să mai filmez de acolo. În rest, nu cred că o să mai fie ceva interesant sau dacă am filmat ceva interesant azi.
băgăm aici asta. Băi, ești nebun. Ok, super mișto camera. Chiar e marfă rău. Aici sunt eu, aici e camera mea. E nice, mie îmi place. Ok, deci ne-am schimbat. O să vorbim în ce că doarme lume pe aici, ora 1. Și mergem să mâncăm ceva la un restaurant, cred. Nu? Zi, mă! Da! Bine. Cred că aici o să încheiem vlogul oricum, pentru că nu avem ce să facem astăzi. Deci, ceau! Apasă-ți butonul de like!